Un studiu de specialitate arată că unul din 10 români sunt depresivi. Este o cifră de natură să ne îngrijoreze sau nu? Nu numai că ar trebui să ne îngrijoreze, dar ar trebui să ne pună pe gânduri cam ce se află în spatele procentului oficial. Astfel de studii se uită la un eșantion oareșcare de oameni dintr-o anumită pătură a societății, și apoi măsoară folosind anumite instrumente standard cam care este frecvența unui cumul de semne și simptome la un anumit nivel. Cu alte cuvinte, dacă ar fi să ai un iceberg, măsoară vârful icebergului până la anumită adâncime, dar nu au cum să surprindă baza. Baza este în alte părți care pot fi sondate prin alte metode. Ori o anchetă epidemiologică de o asemenea învergură are totuși un astfel de păcat. Vede fenomenul, atrage atenția, 10% pentru orice boală deja reprezintă un motiv de îngrijorare la nivelul sănătății publice. Și asta nu e tot, după cum ne spuneți. Adică nu. baza icebergului poate să fie mare, să modifice cifrele. Aici ar merita să intri cumva mai în profunzime în anumite populații țintă. Adică zonele rurale sărace cu prevalență mare a consumului de alcool și șomajului. Acolo aș putea să pun pariu, este o. Uh, Ipoteză este o suspiciune educată că în, a, în aceste zone procentul celor care au tulburare depresivă majoră poate să urce și până la 40-50%, adică unul din doi oameni. Ceea ce este enorm. Bucureștiul cum ar putea să stea în Bucureștiul acest... este un bazar infernal, imens, în eternă creștere și care din păcate înseamnă concentrare și mai mare de oameni, mașini, noxe, poluare unde uh, prevalența tulburării depresive majore probabil că este undeva la 12-15%. Ce ai în București și în schimb nu ai în alte zone, ai un acces mai ușor la servicii. Dă-ți seama că din toți psihiatrii României, o țară cu 20 de milioane de oameni, în București, unde ai undeva la un 13% din populație, ai peste 30% din psihiatri. Adică o treime din toți psihiatrii României și toți psihologii României sunt concentrați pe o populație net mai mică proporțional decât ar trebui. Aici ar fi șansa bucureștenilor, dar... Aici este până la urmă doleanța și dorința psihologilor și psihiatrilor de a câștiga o pâine mai bună sau de a duce un trai mai bun. Însă adevărul e că din perspectiva unei politici de sănătate mentală, faptul că statul permite sau mai bine zis neglijează o distribuție uniformă de profesioniști la nivel național creează probleme în, în domino. Pentru că dacă ai, să zicem, o zonă, de curând am vorbit cu colegi medici de urgență din toată țara, am fost la conferința Societății Române de Ambulanță și am discutat de prezența psihologilor în vestul țării, de exemplu, dar și în estul țării, județe Catulcea, Braila, Constanța, Arad, Timiș, Caraș. Ori, în aceste județe, disconexiunea dintre cerere, respectiv oferta de servicii de sănătate mentală, este imensă. Și din care pricină? Ce o să ai? O să ai pe deoparte oameni care nu merg să caute ajutor pentru că nu au unde, sau doi, ceea ce văd inclusiv în practica mea, o să vezi oameni care călătoresc distanțe mari sau foarte mari până să ajungă la un profesionist. Pe mine asta mă îndurărează cel mai mult am pacienți din toate colțurile țării. Timpul pe care ei îl fac de la ei din localitate comună, municipiu, până la mine, este de ordinul 6-12 ore de multe ori. Acum dați seama că în 2017 să ai un drum echivalent cu o călătorie cu avionul, ce știu eu, până în Orientul Mijlociu, este descalificant pentru România la pretențiile pe care le are România și mai ales la nivel guvernamental la retorica pe care o practică România. Fapt este că suntem mult în urma civilizației și pesimismul bazat pe dovezi ne spune că o să continuăm să ne scufundăm.